Dormitul pe spate, pe lateral sau cu fața în jos poate avea un impact asupra sănătății creierului tău, a dezvăluit un nou studiu. Conform alefnews.ro, un studiu publicat recent în Biomed Central a studiat șoarecii și a identificat o nouă țintă în lupta împotriva sclerozei laterale amiotrofică. Persoanele cu acest tip de scleroză își pierd capacitatea de a-și controla mișcările musculare, inclusiv respirația, vorbirea și înghițirea. Poziția proastă în care dormi poate pune stres asupra coloanei vertebrale și poate crește durerea de spate și umeri, dar știai că poate declanșa și boli precum scleroza laterală amiotrofică. Dormitul pe spate, pe lateral sau cu fața în jos poate avea un impact asupra sănătății creierului tău, a dezvoltat un nou studiu. În ciuda faptului că este cea mai comună formă de boală a creierului, în prezent nu există un tratament cunoscut pentru ea. Potrivit unei publicații britanice, persoanele cu scleroză laterală amiotrofică își pierd capacitatea de a-și controla mișcările musculare, inclusiv respirația, vorbirea și înghițirea, relatează alefnews.ro.